Până acum, la nivel de raionul Căușeni, au fost cumpărate peste 800 de tone de material antiderapant, dintre care 500 de tone de nisip și 300 de tone de sare. În acest an, pe drumurile din raionul Căușeni vor activa 4 distribuitoare, 4 mașini de tip Camaz și 2 autospeciale de tip Zil. Pentru a garanta păstrarea învelișului asfaltic pe unele tronsoane de drum care au fost date în exploatare în acest an, se va lucra cu lame de dezăpezire de cauciuc și nu din metal, cum era până acum. Noi la moment avem în stoc 300 de tone de sare tehnică achiziționată de an trecut. Plus la asta s-a depozitat undeva la 500 de tone de nisip. Pregătim material de derapant, avem așa tehnica 4 distribuitoare care acționăm în caz de necesitate. Depozităm material de derapant 10% în grămezi, pe anume la pante, la rampe, la curbe periculoase. În caz de necesitate, când șoferii se deplasează și nu reușește prin sate, dacă distanța e mai mare, nu reușește tehnica să ajungă, șoferii trebuie să fie echipați cât de cât cu o lopată, dacă e necesitate, singur din grămezi să arunce materialul. Sunt așa situații climaterice cum acum la moment a fost, de exemplu, plouă și îngheață, deodată se produce ghețuș pe carosabil. Autoritățile spun că deocamdată nu sunt prevăzute surse financiare pentru a-și reînnoi tehnica. Chiar și așa, drumarii dau asigurări că niciun drum din raion nu va rămâne necurățat, iar în caz de necesitate, toate utilajele vor fi antrenate la dezăpezire, solicitând suport și de la administrația de stat a drumurilor. Tehnica e reparată, e clar că este veche, se mai strică, o reparăm și la moment parcă toată tehnica e în regulă, nu avem nimic așa deosebit ca să avem probleme. Noi, dacă în caz de abundență puternică din ninsori, ieșim la administrația de stat a drumurilor și, respectiv, ei ne direcționează tehnică de la alte întreprinderi de construcții care au mult tehnică, într-adevăr, că după practica multor ani se procedează așa ceva și ieșim din încurcături într-un timp foarte scurt. Șoferii din Căușeni spun că și-au echipat mașinile pentru iarnă. Ei afirmă că primele înghețuri și-au arătat deja efectul, asta pentru că în primele zile din decembrie au fost înregistrate în jur de 10 accidente rutiere. Ei afirmă că stocarea materialului antiderapant pe marginea drumului este primordială, ce-i drept că pe unele tronsoane acesta lipsește. N-am văzut nici o mulgere ca până deșa de la Coșem pe la Taraclea, n-am văzut nică. O dau mai domnul de pe la Taraclea la deal când vin coașe, o fură de pe șosea o zbora jos. La considerați că era gheață, dar din poate că gheață era. Accidentele considerați că din cauza? S-au mașina ce au pălit niște copaci acolo, s-au format. Dar din partea la drum, drumul nu a fost asigurat. Nu mă simt pregătiri. Merge mașina când a fost palierile, s-au mers mașina și-o străcet, dar așa o grămadă din nasă plus. Vreau să spun că atunci când astea au fost rășchirate, eu atunci n-am avut traseu spre Chișinău, dar aici pe loc, dar au fost rășchirat. Pe unii au fost în partea asta înspre Crânățeni, dar au fost rășchirat. Mașina cu împrăștie de urmă și prin sat împrăștie, că era ghețuș, eu am fost chiar încolo cu mașina. Conducătorii auto spun că în ultimele zile se circulă cu mare dificultate. Din cauza ceței, pe unele tronsoane de drum, circulația este foarte dificilă. E greu, da, trebuie să vezi drumuri, că e tuman tare, mai ceasă, mă. Viteza trebuie să o avem mai mică, până la... după regulile de circulație. Aș fi bine să mai corecteze liniuțele astea care să... pe traseu, ca să vedem mai bine, că pe dânsele ne orientăm, pe altceva cam mai strict. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare de cod galben de îngheț pentru data de 10 și 11 decembrie. Astfel, în această perioadă, orele nocturne și ale dimineții se prevăd înghețuri de până la minus 4 grade Celsius.